Bună ziua! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi avem plăcerea să-l avem ca invitat pe domnul profesor Ștefan Ciura, proaspăt numit director al programului de transplant și terapii celulare de la UC Irvine, University of California, Irvine. Și după un parcurs și o experiență anterioară de 12 ani la celebru centru de cancer din Texas, MD Anderson. Bună ziua, bună dimineața la dumneavoastră în Statele Unite. Bună ziua. Bine v-am găsit și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc mult pentru invitație. Mare plăcere să vă revăd. Da, și fi vrut să menționez în continuare exact acest lucru, că domnul profesor a mai fost invitatul acestei emisiuni și mulțumim că, pe lângă faptul că ține legătura cu publicul din România și ne ajută să înțelegem ultimele evoluții în bolile hematologice și în transplantul medular și în terapiile celulare, în același timp ține legătura și cu specialiștii români, dânsul fiind unul dintre cei care ajută programul de transplant medular din România în general, din Institutul Clinic Fundeni în particular, și unele lucruri despre care vom vorbi și în emisiune se întâmplă sau se vor întâmpla și aici cu ajutorul domniei sale. Vreau să vă mulțumesc în numele colegilor români și în numele pacienților români care beneficiază de expertiza dumneavoastră. Aș dori să începem, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre programul de la UC Irvine. În ce constă faptul că ați trecut la o treaptă superioară în cariera dumneavoastră și mi-închipui că ați avut o motivație cu totul specială ca să părăsiți MD Anderson pentru... Da, într-adevăr, am fost de 12 ani am fost la MD Anderson și eram în programul de transplant, departamentul de transplant, și nu a fost ușor. M-am gândit foarte mult. Practic a apărut această poziție de director de program la un program absolut nou. Și mi s-a părut foarte interesant să pot să dezvolt un program de la zero. Și asta a fost practic motivația principală. În plus, am vrut să merg un pic în direcția terapiei celulare cu celule natural killer cells, NK cells. Și practic am zis că o să dezvolt programul, sper, într-o perioadă scurtă de timp și să continui în direcția de cercetare care mă interesează cel mai mult, care este această terapie cu celule NK, care pentru mine mi se pare extraordinar de promițătoare în tratamentul pacienților cu boli hematologice înainte și după transplant și nu numai, pentru că, de fapt, celulele astea pot fi administrate în pacienți cu cancer avansat în general și cu potențial terapeutic, eu zic, destul de mare. Da, ca să înțeleagă cei care urmăresc emisiunea, aș vrea să încercați să explicați un pic principiul care stă la baza acestui tip de tratament și care, după cum știți la fel de bine ca și mine, ar putea fi cel puțin teoretic extrapolat și în terapie altor tipuri de cancere, și sperăm să se întâmple la un moment dat aici. Bolile hematologice, cancerele hematologice sunt un fel de antemergători, așa, utilizând acest tip de tratament, și succesul acestor terapii în tratamentul malignităților hematologice poate fi un bun model de extrapolat și la alte tipuri de cancere. Deci, ne bazăm pe imunitatea naturală. S-a vorbit foarte mult chiar și în cursul pandemiei COVID, acum, mă rog, cât luptăm cu virusul folosind mijloace externe, inclusiv anticorpi, și cât luptăm cu ajutorul imunității celulare. Sunt chiar susținători ai acestui tip de tratament, inclusiv în infecția COVID. Până la urmă, sunt agresiuni împotriva organismului pe care organismul încearcă să le controleze folosind sistemul lui imunitar. Și aici poate ne spuneți câteva cuvinte în ce constă această apărare. Da, este foarte interesant
faptul că în momentul actual în bolile hematologice, în special limfoame și leucemia acută limfoidă, există un nou tratament cu celule modificate genetic, celule T modificate genetic, care practic a fost aprobat de FDA în Statele Unite și în Europa pentru tratamentul acestor boli cu foarte mare succes, de fapt. Și sperăm ca, eu sper cel puțin, ca următorul val de terapie celulară să fie această terapie cu celule NK, care funcționează pe baza unui principiu unor principii diferite decât celulele T, și anume identifică un mismatch, nepotrivire. A unor markeri de suprafață dintre aceste celule și celule canceroase. Și asta este principiul prin care aceste celule devin activate și omoară practic celulele canceroase. Cea mai mare problemă care pare că e cea mai mare limitație în momentul actual, se pare nu că nu sunt efecte, nu ar avea proprietăți anticancerogene suficiente, sunt de fapt foarte potente. Problema este numărul de celule care putem să-l obținem raportat la numărul de celule maligne care în pacienți cu cancer avansat sau cu leucemii și limfoame este foarte mare. Și mi se pare că o cheie în viitor este acest balanță dintre câte celule trebuie să administrate pentru câte celule maligne de fapt sunt în organismul unui pacient cu cancer. Și asta încercăm să facem, să obținem un număr cât mai mare de aceste celule, să începem studiile clinice. Și atunci, pe scurt, în ce ar consta tratamentul și cum preparați aceste celule? Sunt obținute celulele, le obținem în laborator. Apropo de University of California, Irvine, universitatea asta este una dintre primele 5 universități din Statele Unite ca expansiune și ca dezvoltare, și asta mi s-a părut interesant. Și ceea ce unul dintre priorități este să facem acest, se numește Good Manufacturing Facility, adică un laborator special în care sunt manufacturate aceste celule modificate, în general modificate genetic, atât celule T cât și celule NK. Și avem în construcție o astfel de laborator la această instituție și sunt în stadii avansate, se va fi gata în probabil că la începutul anului viitor. Și în acest laborator vrem să începem practic producția de celule NK și celule modificate și celule T modificate genetic pentru terapia pacienților. Și asta este un, bineînțeles, este o cercetare academică înainte ca o companie farmaceutică eventual să fie interesat în aceste celule și să preia în continuare, pentru că costurile sunt enorme pentru dezvoltarea acestor noi modalități de tratament. Și la un moment dat sperăm ca să fie practic continuată dezvoltarea de către una sau mai multe companii farmaceutice. Da, dumneavoastră ați pus o problemă pe care ne opunem și noi foarte acum, mult mai acută, spune în cercetarea românească, a ceea ce se cheamă transferul de tehnologie din laboratorul de cercetare către industrie. Pe de o parte, dumneavoastră, în cercetare nu aveți nici sumele de bani pentru producerea la scară industrială a acestor celule și poate nici cunoștințele necesare, că sunt lucruri diferite, cercetarea fundamentală
de omologarea unui produs, punerea pe piață. Sigur că da, sigur că da. Adică ne trebuie o echipă care să... Sigur că da. Și am... practic avem nevoie de scientists care au cunoștințe pentru a multiplica aceste celule în laborator. După aia vin în clinică, în studiile clinice și după aia sunt practic preluate de companii farmaceutice pentru studii mari. Da, iată un lanț. Aici vorbim de cercetarea fundamentală. Există preocupări și în România și orice sfat e binevenit și orice experiență, mai ales la nivelul de care vorbiți dumneavoastră, este mai mult decât utilă. De la o idee a dumneavoastră se ajunge cu ajutorul a ceea ce numiți scientist, care sunt oamenii de laborator, până la urmă să multiplice aceste celule în cantitate suficient de mare ca să poată fi utilizate terapeutic și pe urmă totul e preluat de industria mare, Big Pharma, ce numim noi așa generic, care le va și pune pe piață cu niște costuri. Am să ajung la un moment dat, poate abordăm de acum, aceste procedee de graniță, care uneori seamănă cu ce numim science fiction și care au niște rezultate absolut spectaculoase, au în același timp și niște costuri care nouă ni se par absolut prohibitive, aș spune inacceptabile. Absolut, absolut. Tratamentul cu aceste celule modificate genetic, celule T, este extraordinar de scump. Este practic în jur de $400,000 pentru un pacient. Statele Unite este enorm de scump. Dar sperăm că în timp, cu cât mai mulți pacienți o să fie tratați, probabil că costurile o să trebuiască să scadă. Și din câte știu, vestea cea bună este că cei colegii mei de la București vor să înceapă și ei tratamentul cu aceste celule modificate genetice, celule T, cât în viitorul apropiat. Da, am să ajung la cazul respectiv și la ajutorul pe care îl oferiți și vă mulțumim mult. Aș vrea să ne întoarcem puțin, deci vorbim de tratamentul malignităților hematologice, a leucemiei limfoblastice, înțeleg, în mod particular. Și ați vorbit de tratamentul cu celule NK sau cu celule T pe care laboratorul încearcă să le pună la dispoziția pacientului care are nevoie de ele. Cum le obțineți? Deci... Sunt, practic sunt multiplicate în laborator. Începem cu colecția unui one unit of mononuclear cells, practic, celule mononucleare dintr-o unitate de sânge care donată de un donator, fie de pacient, fie de un donator. În cazul ăsta, donator înrudit și celulele sunt mononucleare din sânge, sunt expandate în laborator într-un anumit mod care într-adevăr nu este ușor deloc și într-adevăr este foarte scump. Pentru o perioadă de aproximativ 2 săptămâni, după care sunt colectate, recoltate, sunt purificate ca să nu existe celule T care să contamineze aceste colecții de celule NK și după care sunt criopreservate și se pot utiliza pentru sunt practic administrate pacientului după ce sunt... Bun, deci reținem că sunt sau propriile celule ale pacientului sau ale unei persoane înrudite, așa, și că de aici încolo, în laborator, ele sunt transformate de așa manieră, pe de o parte transformate ca să poată ataca celulele maligne și pe de altă parte multiplicate ca să fie în număr suficient de mare pentru a fi eficiente și că această tehnologie, oricât ar părea de simplă teoretic, practic atrage niște costuri foarte, foarte mari. Ce tipuri de boli tratați în momentul de față, în mod curent, cu acest tip de terapie?
Am început studiile clinice la MD Anderson, sper să le continui la UC Irvine. Am tratat inițial pacienți după transplant, un număr semnificativ de pacienți cărora le facem transplant de celule stem au risc mare de recădere și ăsta este grupul de pacienți pe care ne-am focusat și cu rezultate extraordinar de bune. Am publicat recent un articol în Leukemia, actually, cu rezultate la 25 de pacienți tratați în acest fel, cu rata de recădere era foarte aproape de zero. Și asta e valabil în toate tipurile de leucemie sau numai în cea linfoblastică? Nu, asta era, acest studiu a fost făcut pe celule cu leucemie mieloidă acută și leucemie mieloidă cronică și sindrom mielodisplastic, deci myeloid malignancies. Și rezultatele foarte promițătoare și din cauza asta am început studiile la pacienți cu leucemie mieloidă care sunt refractari complet practic la toate tratamentele disponibile în momentul de față și am tratat cam 10 pacienți în felul ăsta și rezultatele au fost practic, am reușit să punem în remisiune completă aproximativ 2/3 din pacienții tratați, ceea ce este foarte încurajator pentru că acești pacienți practic au numai câteva săptămâni de supraviețuit pentru că sunt refractari la toate tratamentele și nu mai există practic alt tratament. Când vorbiți de aceste tratamente la care sunt refractari, la ce vă referiți în mod concret? Refractar la toate chimoterapeuticele disponibile în momentul de față pentru ei. Adică Vidaza, Venetoclax? Vidaza, Venetoclax, chimoterapie convențională și toate medicamentele noi, da. Am înțeles. Întâi este extraordinar că oferă o șansă unei categorii de pacienți care altfel nu ar fi avut nicio șansă. De aici încolo, mai întâi mi-aș permite să comentez că există, dacă vreți, sistemul imun al organismului, aș spune, un organ miraculos, așa, și utilizarea lui în lupta contra bolilor devine o armă de care medicii împreună cu savanții din laboratoare pot să beneficieze în viitor. Noi îl cunoaștem sub diverse forme, acest sistem imun și în lupta contra bolilor, dar în transplantologie și în rejet și dumneavoastră îl cunoașteți în transplantul medular. Iată că modularea sistemului imun face progrese foarte mari și devine o armă eficientă terapeutic. Pe de altă parte, termenul de terapii celulare pe care l-ați utilizat, într-un timp a fost aproape considerat similar cu terapiile regenerative, cu asta eram obișnuiți, ale căror rezultate în sfârșit n-au fost cele mai concludente, dar iată că celulele pot fi folosite în diverse moduri și felul în care reușim să le cultivăm, să le criopreservăm, să le păstrăm, să le multiplicăm în laborator, devine din ce în ce mai eficient și ne permite să le folosim în lupta contra bolilor. De aici, de la leucemii, credeți că se mai poate extinde și mai poate avea și alte indicații, tipul de terapie pe care îl folosiți? O întrebare excelentă. Ceea ce vreau să spun este că credem că faptul că au mers, aceste terapii au apărut în boli hematologice nu este o întâmplare pentru că, practic, celule maligne sunt mult mai expuse în sânge și în măduva osoasă și sunt mult mai accesibile acestor celule T sau NK modificate genetic. Din cauza asta credem, cel puțin în parte, că au fost aceste terapii deocamdată și-au demonstrat eficacitatea în aceste boli, dar suntem optimiști că se pot extinde la pacienți cu cancer sau la anumite tipuri de cancer
Ca să vă dau un exemplu, aveam un studiu clinic acum la universitatea la care sunt, în care administrăm niște celule T modificate genetic într-un mod diferit la pacienți cu tumori solide avansate, cum ar fi melanom metastazat sau cancer de colon metastazat. Și am observat deja la pacienții tratați niște răspunsuri extraordinare. De exemplu, un pacient cu melanom care tocmai l-am tratat avea două metastaze cutanate, una pe scalp și una în axilă, de dimensiunea unei mingi de tenis, probabil, care au început pur și simplu la câteva zile după ce am administrat aceste celule T să scadă semnificativ în sub ochii noștri, practic. A fost extraordinar să vedem un răspuns în câteva zile după administrarea acestor celule. Este un studiu clinic diferit decât cu celule modificate T, modificate genetic într-un mod diferit decât celulele chimeric antigen receptor. Vedeți vreo legătură între tipul de terapii celulare despre care ne-ați vorbit și imunoterapia care a devenit foarte la modă în tratamentul cancerilor? Imunoterapia este un pic diferită, dar este principiul este în imunoterapie este să creștem efectul antitumoral al celulelor T, în principal, cu medicamente. Terapia celulară este cu celulele modificate per se, cu celulele modificate genetic per se. Și foarte mulți în domeniul meu sunt convinși că practic facem terapie celulară de foarte mulți ani cu celulele de stem, transplantul de celule stem, pentru că transplantul de celule stem, practic celule stem sunt transplantate cu un nou sistem imun care are un efect antitumoral, dar nu este foarte puternic, bineînțeles, în anumite situații uneori este extraordinar de eficient, dar practic facem terapie celulară de foarte mulți ani cu celulele stem și cu noul sistem imun pe care îl transplantăm. Dar clar, asta este un pas înainte, pentru că nu trebuie să transplantăm un nou sistem imun neapărat, ci am învățat din aceste studii clinice că doar selectând anumite celule din sânge și modificându-le genetic să atace anumite celule sau sunt redirecționate către celulele maligne, această terapie este foarte eficientă. Poate să fie foarte eficientă. Da, domnul Rosol, să ajungem la cazul de care ați început să ne vorbiți, cel de aici din România și în care sunteți implicat. Fără ajutorul dumneavoastră, probabil că nu s-ar putea face acest procedeu. Sperăm să se finalizeze. De altfel, doamna profesor Alina Tănase mi-a promis o discuție pe marginea cazului odată ce va fi dus la capăt, sperăm cu bine. Și aici aș încerca să descriem împreună posibilitatea de a face asemenea procedee în România în condițiile de limitări financiare mult mai drastice și de posibilități financiare mult mai reduse decât în Statele Unite, acum pentru acest caz și în viitor. Deci, cum vedeți dumneavoastră, poate ne spune și câteva cuvinte despre caz, despre colaborare, despre rolul pe care vi l-ați asumat în ducerea cu bine la capăt a procedeului și cum vedeți posibilitatea de a dezvolta în viitor în România acest tip de terapii? Sunt câteva aspecte. În primul rând am vorbit cu doctorița Tănase despre acest caz și implicarea mea nu este foarte mare, dar doctorița Tănase știe foarte bine
cum și cum trebuie făcute aceste și ce este important în tratamentul acestor pacienți. Dar sunt bucuros personal că aceste lucruri încep să se facă și în România. În legătură cu posibilă colaborare în viitor, cred că, în primul rând, cel mai ușor ar fi dacă o companie farmaceutică, bineînțeles, ar prelua ar prelua niște idei noi, cum ar fi terapia cu celule NK, și am putea să deschidem studii clinice și în România, adică studii clinice care sunt de obicei mai multe centre și uneori în diferite centre din lume, și probabil că asta ar fi cea mai fezabilă de colaborare și de a aduce anumite tratamente noi și în România. Da, fără doar și poate aveți dreptate. Deci în acea situație, compania respectivă ar acoperi costurile, pacienții nu plătesc nimic și după ce se termină studiul, rezultatele conving uneori inclusiv casele de asigurări sau ministerul că procedeul este eficient și că trebuie acoperit. Deci ar fi și o bună metodă de promovare a necesității și eficienței procedeului respectiv. Dacă doriți să ne mai spuneți ce alte noutăți mai sunt în bolile hematologice și ce alte lucruri noi doriți să mai introduceți în nou program pe care îl conduceți? Nu sunt alte lucruri noi decât această terapie cu celule modificate genetic care cu adevărat a revoluționat tratamentul bolilor hematologice. Extinderea tipurilor de celule modificate genetic ar fi probabil următorul pas previzibil în tratamentul pacienților cu cancer. În legătură cu ce se întâmplă la instituția la care am ajuns, fericit că lucrurile au început să meargă foarte bine. Deja avem mulți oameni de știință, practic, care sunt interesați să vină să lucreze cu mine și cu alți colegi de-ai mei de la această instituție pentru a dezvolta aceste celule, tratamentul acestea cu celule NK. Probabil că în viitorul apropiat, sper că o să pot să vin înapoi la o emisiune a dumneavoastră și să vă raportez că lucrurile au început să meargă sau să am început să facem aceste, să continuăm practic. Pentru mine e o continuare a studiilor clinice care le-am început la MD Anderson. Sper să pot să spun asta într-o perioadă relativ scurtă de timp. Vă dorim mult succes! V-aș întreba dacă în momentul de față un bolnav cu transplant medular face o recădere de leucemie și ați dat exemplu tipului de leucemie a care puteți utiliza noile terapii, puteți lua în considerare de la început tratamentul cu terapii celulare vis-a-vis de citostatice doar costurile sunt cele care vă rețin în momentul de față, altfel ar putea fi din start mai util, mai eficient, poate mai bine tolerat? Asta e o întrebare bună, dar din păcate sunt efecte adverse semnificative la terapie, de exemplu cu celule T, CAR T cells, celule CAR modificate genetic. Din păcate, aproximativ o treime din pacienți ajung în terapie intensivă cu toxicitate la
medicament, care sunt deja știute foarte bine, sunt tratate, învățăm în general, diferiți clinicieni au învățat să recunoască aceste efecte secundare mai devreme și să reușească să le prevină din ce în ce mai bine. Dar nu numai costul este foarte mare, ci și sunt riscuri mai mari decât tratamentele cu citostatice, de exemplu, chimioterapeutice. Și în momentul de față, de exemplu, aceste celule T modificate genetic sunt utilizate pentru pacienți care au recăzut de două ori sau mai mult. Dar sunt anumite studii acum care încearcă să aducă aceste terapii mai devreme în tratamentul pacienților cu cancer, cum ar fi pacienții cu leucemie limfoblastică acută sau limfoame, dar încă o dată riscurile deocamdată sunt mari și costurile la fel de mari și încă nu suntem în acel moment, dar ceea ce este încurajator cu celulele astea de care am vorbit, NK, nu au așa de multe, de fapt nu au aproape deloc efecte secundare similare cum ar fi efectele secundare de care am vorbit cu celulele CAR modificate genetic. De aceea cred că sper ca terapia cu celule NK să ajungă să fie mult mai ușor adoptată și să ajungă cât mai repede în tratamentul pacienților cu cancer. De exemplu, un studiu clinic care ne gândim să-l facem este în pacienți cu cancer de paciente cu cancer de sân care după chimioterapie obișnuită să le dăm celulele astea să prevenim recăderea cancerului de sân. Asta e una din multiplele idei care ar putea să fie testate clinic. Pentru că aceste celule nu au efectele adverse care sunt remarcate cu celulele astea de care v-am vorbit, CAR-T. Cu atât mai mult, deci au mai puține efecte secundare și atunci dacă ar fi să faceți o comparație între aceste efecte secundare încă prezente și la chiar și la celule în cap, presupun și efectele secundare ale citostaticilor, care nu sunt nici ele deloc de neglijat. Exact. Unde considerați că ar fi? Este exact cum a evoluat, au evoluat lucrurile cu transplantul celular. Din păcate, riscurile, dacă sunt mai mari, în general, terapiile nu avansează așa mult în ierarhia tratamentului pentru o anumită boală la pacienți. Va fi foarte interesant de văzut cât de aproape de practic de diagnostic o să ajungă să fie tratamentul cu celule CAR-T modificate genetic, dar în momentul de față pacienții trebuie să aibă cel puțin două recăderi ca să se califice pentru acest, să fie eligibil pentru acest tratament. Bun, și atunci ajungem la ultima și cea mai greu de rezolvat problemă a costurilor și dacă puteți să ne spuneți așa în puține cuvinte de unde derivă aceste costuri atât de mari și să vedem dacă se întrebați soluții. Costurile în general sunt legate de partea științifică, de partea de manufactură. Este destul de scump pentru că este terapie individuală, nu este un drog care este poate fi manufacturat la scară mare. Este terapie individuală și asta probabil că va ține costurile ridicate. De exemplu, pentru un pacient cu limfom, în general se recoltează celule practic mononucleare, după cum am spus, din sânge
Și sunt aceste celule sunt trimise la sunt practic colectate de compania care manufacturează aceste celule. Celulele sunt modificate genetic și sunt returnate în formă criopreservată, practic, la centru care, înapoi, care le va administra pacientului. Durează cam 3 săptămâni procesul. Deci este un tratament individualizat și asta este probabil că cel mai important factor în determinarea costurilor foarte mari ale acestor medicamente, acestui tip de terapii. În acest caz e greu de sperat pentru viitorul apropiat că vom asista la o scădere dacă rămâne la fel de individualizat și fiecare procedeu necesită trebuie făcut pentru o persoană anume, exact, fără să poată fi replicat acel produs la scară industrială, pentru că de aici probabil scad costurile. Da, așa mi-aș permite o observație de natură, să-i spun, umană și filozofică, luați-o cum vreți. Știți că în medicină, de la începuturile medicinei, această idee a doctorilor fără de arginți e o idee fundamentală, aș spune. Și de multe ori m-am întrebat de unde provine și de multe ori unul din răspunsuri a fost că un om lovit de boală e scos din circuit, din circuitul profesional, social, el, și e și o lovitură financiară. Cineva care vrea să-și cumpere o mașină de lux își face niște calcule, are salariu, muncește, mă rog, își calculează banii de așa manieră, până la urmă și-o cumpără. Un om care are un necaz de acest gen, în momentul în care află că trebuie să suporte și niște costuri exorbitante, psihologic e foarte greu și atunci, mă rog, până la urmă poate se vor găsi soluții. Îmi închipui că și în Statele Unite asigurările acoperă în bună măsură, dar acolo așa este. Sunt la un alt nivel. Domnule profesor, eu vă mulțumesc foarte mult. Sper ca să depășim și valul 4 al pandemiei, să ajungem să reluăm congresele în persoană, să vă mai avem ca oaspete în România. Până atunci vă dorim mult succes în carieră și în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm și în emisiunea noastră. Mulțumesc mult pentru invitație, domnule profesor. Toate cele bune. Numai bine. Thank you.